Nu știu, v-am spus că ați vie. Dar pe eu întreb, trebuie să... Dar dumneavoastră, eu în sală mă anunțată. Doamnă președinte, mi-a spus că fracțiunea noastră participă ședință ilegală. Și era greu să mă sunați să-mi spun ședința comisiei. A fost provocat de ultimul. Eu întreb încă o dată. Eu, este cunoscut, fracțiunea Partidului Liberal nu participă ședințele ilegale. Ați anunțat ședința în plen. Era greu, dacă știți că nu participă, să mă anunțați ședința comisiei juridice. Care e problema? Parlamentul e ilegal. Ședințele Parlamentului sunt legale, dar ședințele comisiei sunt legale și eu n-am refuzat niciodată să particip la ședință. A apărut problema de convocare a comisiei. Le reîncepem din discuție. Păi bine, dar de ce nu mă să anunțați pe mine? Începem din nou. Păi nu, băi, eu cred că vă gătiți de Paște, cum ați plecat din sală și... Eu am spus că eu Paște de anul ăsta nu-l fac, pentru că nu sunt invitați de colegii mei din Germania. Și plec mă dimineață la... A, ei, noi n-am știut, domnule. E germani, nu creștin. Ei sunt catolici. Următorul proiect de lege. Eu sunt bătrân. Din cauza ea, că apele de mine, ușa voastră, tuturor, eu nu fac parte. Trebuie să plec acolo. Dar reușesc, domnule. Următorul proiect de lege este proiectul numărul 194. Proiectul de lege 194 se referă... Stimate, domn președinte, iată, vedeți, continuăm ședința. La noi ordine de zi s-a format în cadrul ședinței Parlamentului, iată cop. Domnul Deliu, dacă dumneavoastră aveți scris, da, eu le-am scris care le-am propus. Deci, legea cu privire, deci proiectul de lege 183, ceea ce se referă la legea cu privire la guvern, cu funcția de prim-ministru interimar. Legea numărul 193, tot cu referire la legea cu privire la guvern, ce se referă la atribuțiile guvernului în perioada de demisie. Aceste două proiecte au fost discutate. Următorul care o să procedăm acum. Vă rog, ca să mă întorc înapoi cu... Sunt proiectele. Este proiectul ca comisia discut. Proiectul ca atare. Da. E registrat, proiectul este tot. Da. Da. Ia, Andrei, îndeie, te rog. Lăsați-vă rog proiectul. Dați-vă aveți consultantul. Dar ce eu trebuie să vă dau proiect? Proiectul a fost repartizat prin lădițele dumneavoastră, ce și le luați? Ce trebuie să vă dau? Acum inițiativa legislativă. Inițiativa legislativă a unui grup de deputați. Unui grup de deputați. Da. Registrată, tot normal? Da. Absolut. Da. Absolut. Bun, Sergiu, de să văd, ăla-i? Care e el? Este două. Domn președinte. Domn președinte. De ce le-au fost examinate așa cu titlul de informare? Și să nu le mai citesc, că deja voturile majorității au fost propus Parlamentului. Prim-ministru interimar are aceleși propuse. Așa, noi am discutat. Centrul Național Anticorupție. Proiectul 194. Da, 194. Noi am trecut. Minute, cam să fac spectacol. Davai, ce atribuții are un guvern? Domn președinte, îmi pare rău, dar noi dar am examinat așa că dacă saveți în plen să vă atribuții guvernului după ce demis guvernul. Care lege adoptată de acele voi mergeți acum împotriva Constituției. Constituția stipulează clar atribuțiile guvernului după ce demis el. Cum, dar voastră proiecte este împotriva Constituției? Eu la locuitor de stat nu particip. Eu. În Germania. Bine. Așa, corect. Proiectul de lege numărul 194, ceea ce se referă la resubordonarea centrului. Artur. Nu în public. Deci faci gălăgic în Germania și mă trimiți în Germania. Deci mă trimiți mine în Germania. Crezi că e țara ta aia asta? Ia-mi ia țara, dar nu a ta. Șovinism. Dar tu ce mă trimiți mine în Germania? Dar v-a spus că nu știu să-mi depăsare în Germania. A spus eu, dar nu treaba ta. Eu mă duc, dar nu te duci. Artur, mă lasă cu Dumnezeu. Azi e vinerea neagră. Da. Ia calță. Bine. Așa, deci... Mulțumesc, da, mersi, mersi. Continuăm lucrările comisiei. Stimați colegi, vedeți că noi o să facem... Hai, domnule. Deci proiectul de lege numărul 194, repet de-o patru oară de acum. De unde l-ați adus, vrei? Cu referire. Stimați colegi, dacă lucrăm, lucrăm, dacă ne râdim, râdim, dar chiar azi e zi care oamenii tot vor să mai ducă.